Bună ziua! Astăzi am făcut niște sandvișuri care pot fi folosite la sărbători sau de revelion de anul nou. Am prăjit pâinea în aparatul de prăjit pâine. Am avut două fierte tari pe care le-am ras într-un castron. Am luat un cârnat cabanos pe care l-am ras și pe el de asemenea. Am adăugat o lingură de maioneză, un vârf de lingură de muștar, puțină sare și puțin piper. Am presat în aparatul de presat usturoi un cățel de usturoi. Asta este opțional, dacă vreți nu puteți să nu puneți usturoi. După aceasta am luat compoziția și am pus-o la frigider pentru jumătate de oră, dar feliile de pâine trebuie prăjite atunci când faceți sandvișurile, nu înainte, pentru că se întăresc. Am pus compoziția pe feliile de pâine, după care am ras puțin cașcaval deasupra și am tăiat câteva felii de roșii. Acestea sunt sandvișurile mele, sper să vă placă. Dacă vreți, puteți să le faceți și la copii, dar poate că ei nu vor cu usturoi, să nu puneți usturoi dacă le faceți pentru copii. De asemenea, aceste sandvișuri pot fi garnisite și cu măsline sau și cu o măslină fără sâmbure, bineînțeles, ca să nu ne spargem dinții la mijlocul sandvișului, după care puteți să puneți felioarele de roșii. Acestea fiind zise, eu vă recomand să faceți și voi aceste sandvișuri. Sunt gustoase chiar dacă nu e o sărbătoare. Alături de o bere pot să fie foarte bune. La revedere!